La mulți ani marinari și un gând bun celor care își dedică viața Mării Negre și Dunării și familiilor acestora. La mulți ani și trebuie totodată să-i comemorăm pe cei care și-au dat jertfa Dunării și Mării Negre, care din când în când își cere drepturile. Încă o dată pentru cei care sunt pe ape, vânt bun din pupa. Eu sunt zeul apelor și al mărilor, Neptun. Eu am puterea să potolesc râurile, mările și oceanele. Ați fost răsplătiți cu o comoară, acest fluviu frumos care trebuie să-l plătiți și sărbătoriți. Astăzi, de ziua marinei, declară această festivitate oficial deschisă. Doamnelor, domnișoare și domnilor, să mulțumim zeiței Tetis și zeului Neptun. Și acum avem nevoie de participarea dumneavoastră la concursurile organizate cu acest prilej. Dați drumul, arate! Dacă e și rătoi cu dorință. Băi, și bine aici cu... Barca, repede, barca! Barca! Norocul tău a fost la rățoi. Ostele! Ostele! Ăsta l-a două, gata, bravo! Hai, dă-i și lui la una că el a alergat-o. Dă-i și lui una că a obosit-o. Ce a luat embarcațiune? Bă-mi cap afară, că-i legeaca. Băia de-l încă. Bă, da, ajuns. Ce l-am câștigat? Bă, da, ajuns. Bă, da, ajuns. A ajuns la jumate. E ca mult? Nu? Dacă era de metal. E dar bine cu bani. Nu știi. Ești chiar așa. Aaa, așa dacă risip. Ai risip de la ce? Da, deci așa cu mai mult. Azi am mai vizionat de acolo. Hai că mai e puțin. Încă puțin. Gata, de la nu, la zi de la gând. Gata. S-a aruncat singur.
spectacol. Da. 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 Dar să te duci și tu să fiți mai mulți. Să fie acolo. Pură cinele omul că nu-i plăcut. Cum să fiți ca pe tine asta? Familia se? Băi, tati, nu pot să spun. Te faci mai mare. Bună ziua și bine, bine ați venit aici în Oltenița. Într-adevăr am venit bine. Cum vi se pare acest eveniment, organizarea? O organizare foarte frumoasă, ținând cont de faptul că este o tradiție reluată după numai puțin de 10 ani. Mi se pare că punerea în scenă a fost deosebită, iar impactul la public, ceea ce văd eu aici, sunt aproape 1000 de cetățeni, este un lucru deosebit. E foarte frumos că s-a reluat o tradiție care definește un oraș dunărean. Ce v-a plăcut cel mai mult? Toate. A, vă referi la spectacolul de acolo? Ei, cât a fost, a fost frumos. A fost de la început? Da, de la fuga după rațe, cu porcul și cu... Dacă erați mai tineri, ați fi participat și dumneavoastră? Nu, eram eu chiar așa de îndrăznesc, că n-aveam loc de alții, că pe vremea mea erau mult mai mulți înotrători, acum nu prea mai știe. Mamă! Another song.